Hello guys, welcome again to The Online Teacher. Today we are in an inedit situation. Raul from Satomare called me half a minute ago to solve a problem for him. Today I'm in Bucharest in a parking lot and I'm waiting to hear his problem. It's the second time a student called me while I was in the car and someone else was filming me. Yep. Da. Hello? Hello. 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 I can hear you now. Can I? Yes, please. For exponent x. So, for exponent x... Minus 5 multiplied with 9 exponent y. Equals negative 1. It's a system. For exponent x. That's right. For exponent x. Plus 2 exponent x multiply with 3 exponent y. Equals 6. That's the system. I thought to note with a and b. What do you note with a and b? 2 exponent x equals a. 3 exponent y equals b. Then we have a squared minus 5b squared plus 1 equals 0. And a squared plus multiply with b minus 6 equals 0. What type of system do you recognize here? If we multiply the first one with 6, we can add then up and 6 cancels 6, and we will have a new equation. Yes, we have to multiply the first one with 6, and we'll have... 6 multiply with a squared minus 30 multiply with b squared plus 6 equals 0. And the other one? A squared plus a multiply with b minus 6 equals 0. Okay. And we add the then up. And then we'll have... 7 multiply with a squared plus a multiply with b minus 30 multiply with b squared equals 0. We can divide with b squared. Correct. And we have 7 multiply with a divided with b all squared plus a divided with b minus 30 equals 0. Do we note a divided with b with t? Yes. Yes. And we have 7 multiply with t squared plus t minus 30 equals 0. T12 equals negative 1 plus minus 29 all divided with 14 and T1 equals negative 30 divided with 14 equals negative 50 divided with 7. T2 equals 28 divided with 14 equals 2. And t equals a divided with b, and we replace it. Here I got stuck. Now we have two options. Once a divided with b equals negative 15 divided with 7, and a divided with b equals 2. Who are a and b? A is 2 exponent x, and b is 3 exponent y. And a divided with b is bigger than 0. The exponential is always bigger than 0, and that means we can't use the first one. So, we have a divided with b equals 2. A equals 2b, and we add one of the equations, and we'll use the first one. A squared minus 5 multiplied with b squared plus 1 equals 0. We replace a with 2 multiplied with b. And we have 4 multiplied with b squared minus 5 multiplied with b squared plus 1 equals 0.
That's equivalent with negative b squared equals negative 1 and b equals plus minus 1. And now b1 equals 1 and b2 equals negative 1. And that means a1 equals 2 and a2 equals negative 2. Who are a and b? A is 2 exponent x and b is 3 exponent y. We can't use the negative ones. Now we have 2 exponent x equals 1 and 3 exponent y equals 1. Sorry, 2 exponent x equals 2 and 3 exponent y equals 1. And now we know that x equals 1 and y equals 0. You did good, but you stopped for no reason. I didn't know what to do with a divided with b. We didn't bother to translate what's next. It's going to be in Romanian. Când ai avut după notația a pătrat minus 5b pătrat egal cu minus 1 și a pătrat plus ab egal cu 6, tehnica, teoria spune așa. Când ai sistem, când un sistem de ăsta în care am peste tot ai de gradul 2, cum a fost aici a pătrat b pătrat, a pătrat ab, teoria spune că în astfel de situații reduci termenul liber pentru ca din combinația celor două să reușești o ecuație care să fie egal cu zero. Și așa s-a și întâmplat. Ai mers foarte bine pe teorie, redus pe 6 acela, s-a reușit ecuația 7a pătrat plus ab minus 30b pătrat egal 0, adică omogenă și egală și cu 0. Asta este momentul important al exercițiului. Și se împarte ori fie în A pătrat, ori fie în B pătrat, să ajungi la ecuație gradul 2 și faptul că am notat A pe B egal cu un T, de fapt avem în final, o variantă, de fapt obținem, dacă ar fi fost amândouă bune și minus 15 pe 7 și 2, am fi făcut cu cele două variante, luând pe una din ecuații de la început, cuperând fiecare variante, am fi avut două sisteme de rezolvat. Da. În care, iată, tu ai avut un sistem A egal cu 2B, da. Și pe mapă, oricare din ecuații folosite, adică una e de gradul 1 și alta e de gradul 2. Da? Deci, da. Practic, reduci sistemul, reduci la două sisteme, în situația în care ar fi fost și T1 și T2 valori bune, reduci sistemul la două sisteme, două sisteme în care ai una de gradul 1 și alta de gradul 2 și de acum ești la tine acasă că prin substituție te duci, scoți una din necunoscute din cea de gradul 1, mergi în cea de gradul 2 și astfel te duci liniștit și exercițiul îți merge, curge frumos. Deci, practic autorul când a gândit exercițiul ăsta o mers pe ceea ce o mers pe ceea ce înseamnă teoria de la sisteme omogene, da? De la sisteme, sistem omogen exact, el au gândit așa, a pătrat minus 5b pătrat plus 1 și a pătrat plus ab minus 6 egal 0 și pe urmă locuit acolo 5 să fie a și 5 să fie b ca să meargă treaba cum trebuie, da? Și a locuit pe a cu 2 la x, pe b cu 3 la y și așa a format un sistem, iar tu trebuie să mergi înapoi. Da, tu trebuie să mergi neștiind de unde a plecat el, tu trebuie să ghicești drumul. Deci asta este în tehnica pe care autorii o fac, o au la îndemână. Deci propunătorii de subiecte au și așa un sede de șmecherii pe care le tot învârt, le tot așează și reușesc să compun astfel de exerciții de astea care par ciudate. Bun, asta a fost... Da? Dacă... Iată că am făcut o chestie inedită. Am făcut lecții și în parcare în București, mă aflam de ce așa, și am și înregistrat lecția. Să știi că am avut cameră la mine și am înregistrat-o. Da? Deci o să pun pe filmuleț pe YouTube, o să găsești lecția asta cu Raul din Satu Mare, parcă, nu? Da. Da? Deci, când îl pun, nu știu, de seară, mâine, nu știu când îl pun, probabil când ajung acasă, văd când îl pun. Dar să vezi acest filmuleț deosebit de interesant, pentru că chiar ineditul în sine merită. Nu am știut ce problemă îmi pui. Pentru un deranj. Niciun deranj. Bine, bine, te salut.
Nu uiți, alunzi și pe prietenii tăi, de fiecare dată, da, să se uite și ei. Nu, să nu manifeste o formă de egoism de aceea care aia nu-mi place, să știi. Bine. Bine, te salut. La revedere. Bine. Am uitat să-l închid. Da, iată, dragilor, lecția făcută cu Raul. Superbă chestie.